Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce reward-uri avem în acest episod. Intrăm prima dată în shop și avem aici un free box. Este un Brawl Box. Avem 17 coins, avem Poco, Penny și cam atât. Vedem pe skin-uri nimic gratuit, nici în Star Shop. Mai avem aici la trofee, putem să ne alegem ce brawler vrem să creștem și o să creștem pe Rosa. Ok. Și mai avem aici, cred că un reward, da? Hai să dăm tot pe Rosa. Momentan e brawlerul meu preferat. Și de aceea vrem să o creștem. Și ok, avem două daily quest-uri, să jucăm cu Poco și cu Penny. Hai să începem. O să începem cu Poco prima dată. O să-l mai upgradăm puțin, dacă tot putem să facem acest lucru. Și hai să începem cu un match de... Ok, avem mai multe opțiuni acum. Created Factory. Ok, hai să vedem cum arată acest mod de joc. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars și să apăsați pe butonul de like. Bun. Aha, da, știu modul acesta. Și ne-au omorât acolo. Dar am reușit să adunăm două șuruburi și avem deja robotul. Ok, o să mă duc pe partea asta, deja ne-a luat... Ok, am reușit să dăm acolo ceva damage. Vedem că i-am dus la 69%. Și... Ok. Mai luăm un... O unealtă și... Holy! Ne-au omorât. Și cred că au trimis și robotul pe noi. Hai să vedem cum... Cum dăm aici. Nu! Back to game. Bun, am distrus robotul. Să mai luăm o... piesă. Și momentan ei stau mai bine ca noi, dar avem mai multe piese și o să luăm și pe a 7-a acum, chiar pe a 8-a. Bă, a pus acolo un gadget, este chiar gadgetul lor. Da, și cred că vom câștiga. Da, cu ajutorul robotului am câștigat acest prim match. A fost destul de interesant și am dat o grămadă de damage. Vedem că am făcut deja jumate din misiune, dar hai să încercăm și altceva. O să luăm un Hot Zone-ul. Nu mai știu cum era acest mod. Da, cu cercurile în care trebuia să stăm ca să ne crească acel... Ok,
holy fuck, și ne-au topit acolo. E drept că erau și doi. Hai să ne ducem din nou. Da, nu e chiar cea mai bună opțiune acest Poco pentru modul ăsta de joc. Bun, și cred că am preluat avantajul. Nevoie de foarte puțină. Și reușim victoria la limită chiar. Dar important e că am obținut victoria. Ok. Și cred că ne-am completat deja, da, misiunea cu Poco. Așa că vom lua următoarea misiune, care ne cerea să dăm damage cu Penny. Ok, hai să o luăm pe Penny. Ok, și vom juca, începem cu un duo. Și hai să luptăm cutiile. Penny are un range destul de mare de în care trage. Dar se încarcă destul de greu. Ea trebuie să dea și să nimerească din prima. Și dă o grămadă de damage. Ok. Și cred că am reușit să scoatem o... Da, mai are puțin la viață. Ok, mai luăm aici un energy. Și în continuare mai sunt 3 echipe. Nu, acolo au rămas doar 2. Și reușim victoria cu Penny. Hai să vedem, deja am făcut mai mult de jumate din misiune. Și probabil în următorul meci o vom finaliza complet. Hai să lutăm câteva cutii. Ok, ne-au ajutat. Ne-au ajutat, dar ne-au omorât. Și să sperăm că va rămâne în viață cu echipierul nostru. Nu, de ce? Nu te duce. Hai că a jucat bine totuși.
chiar dacă a murit pe final, chiar a reușit să învingă adversarii. Și hai să vedem, mai sunt 3 echipe. Ok. Să vedem unde e ultima echipă. Ok, avem acolo un Shelly. Bun. L-am scos și luăm energiile. Nu e aici. Și obținem din nou victoria cu Penny. Ok, cred că ne-am completat deja misiunea, dar încă nu. Bun, hai să dăm și un match de solo, să vedem cât de bine ne descurcăm cu Penny. Da, mi se pare ok, pentru că dă damage destul de mare, e de precizie, dă damage destul de mare, dar se încarcă greu. De fapt nu e cu mult mai mare, avantajul e că trage de la distanță. Da, ne-a bătut. Cum spuneam, nu e destul de mare damage-ul, așa mi s-a părut inițial. E cam la fel ca la ceilalți brawleri, adică în jur de 1000. Cel puțin la levelul la care sunt eu. Și avantajul e că trage de la distanță. Ar trebui să profităm mai mult de lucrul ăsta. Ok. Și am scăpat la limită. Mai luăm un energy, de fapt chiar 2. Nu, lasă-mă în pace. Cât pe aici. Avem 4 energii, dar stăm destul de prost cu viața. Hai să ne încărcăm un pic. Și vom... Oare un robot aici? Holy fuck, nu. Ne luăm energiile și obținem primul loc. Cu puțin noroc obținem primul loc. Și cred că ne completăm, da? Completăm misiunea și cu Penny. Și hai să vedem dacă avem vreun box. Nu, mai avem nevoie de 20 de tokenuri să obținem următorul reward. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!